Salutare, salutare! Eu sunt Mădălin, iar acesta este episodul de vineri. Episod pe care noi l-am intitulat Pe înțelesul tuturor. Un episod, sau mai bine zis o serie de episoade în care răspundem întrebărilor voastre legate de anumiți termeni sau tehnologii, astfel încât să înțeleagă despre ce e vorba chiar și cel mai începător dintre începători. Ce mai turavura? Pe înțelesul tuturor! Pentru episodul de astăzi ne-am inspirat din comentariul lui Cir Stearadu sau Câr Stearadu, el fiind cel mai apreciat de cei ce au fost prezenți în secțiunea comentarii a episodului trecut. Un episod despre tipurile de SSD ar fi super, spunea el, SATA 3, PCI, M2. Acum că avem subiectul, îl vom împărți în mai multe capitole, care sună cam așa. Ce sunt unitățile de stocare de tip SSD? De câte tipuri sunt, prin prisma conectării la placa de bază, tipul de memorie existente pe aceste device-uri și, nu în ultimul rând, câteva cuvinte despre controlere ale SSD-urilor, nu cele pentru Xbox sau PlayStation. Deci, ce este un SSD? O unitate de stocare. Corect? Corect. Bine, vor spune foarte mulți, dar și harddiscul este o unitate de stocare. Foarte adevărat. Diferența între cele două este următoarea. Harddiscul are în componența sa platane sau set de discuri acoperite cu feromagnet care se rotesc pe un ax. Informația poate fi scrisă pe suprafața magnetică a acestora utilizând un mic cap mecanic. Pe unitățile de stocare de tip SSD, aceste platane sau set de discuri au fost înlocuite cu chipuri de memorie non-volatilă, neavând la interior părți mecanice sau în mișcare, așa cum sunt platanele disponibile pe harddiscuri. Puteți să vă gândiți la SSD-uri ca la niște stick-uri USB cu multiple posibilități de conectare la placa de bază. De câte tipuri sunt prin prisma conectării la placa de bază? Există 3 tipuri de SSD-uri întâlnite în sistemele noastre de zi cu zi. Nu mă refer la sisteme de tip server sau enterprise, că nu are rost. Avem SSD-uri pe slot M2, cele ce pot fi conectate la unul din porturile SATA sau cele ce pot fi montate în sloturile PCI Express ale plăcii de bază. Bine, ar mai fi o categorie, aceea SSD-urilor ce se conectează la porturile USB, dar în acest caz vorbim de unități de stocare externe ce pot fi comparate de data asta mai mult cu stick-urile USB. Bun, și cum le-ai pune într-un top 3 din punct de vedere al timpului de răspuns și al vitezelor de scriere-citire? În momentul de față, cel mai puturos, cu ghilimelele de rigoare, din punct de vedere al performanțelor ar fi SSD-ul ce se conectează la unul din porturile SATA al plăcii de bază și folosește ca protocol de comunicare ACCI sau IDE în cazul plăcilor de bază de generație mai veche. Nu mă înțelegeți greșit, acesta are timp de răspuns mici și viteze foarte bune de scriere-citire, dar comparativ cu celelalte două, chiar nu e ok. Acestea fiind limitate din cauza protocolului la viteze de scriere-citire de maximum 600 de mega pe secundă. Dar în cazul în care realizați un RAID 0 sau chiar 1, între unități de stocare de acest tip, mă refer la SSD-uri, vitezele vor fi undeva la nivelul unui SSD pe slot M2 de ultimă generație. Poate ar trebui într-un viitor apropiat sau mai îndepărtat să vorbim și de acest termen, RAID. Pe locul 2 ar fi SSD-urile ce se conectează pe sloturile M2, acestea fiind împărțite și ele în două. Cele ce folosesc magistralele SATA ale plăcii de bază și cele ce folosesc magistralele PCI Express. Prima categorie este cam la același nivel de performanță cu SSD-urile de 2.55, adică folosește același protocol ACCI, având cam același timp de răspuns și viteze de scriere-citire. A doua categorie, cea care folosește magistralele PCI Express, în principiu 3.0 ori 4, au un timp de răspuns mult mai mic și viteze aproape triple față de cele ce folosesc magistralele SATA. Avantajul SSD-urilor pe slot M2 este că nu ai nevoie de cabluri de alimentare sau de date. Iar pe primul loc, atât prin prisma timpului de răspuns, dar și al vitezelor de scriere-citire, se află SSD-urile ce se montează direct într-unul din sloturile PCI Express ale plăcii de bază. Bine, dar ce zici de SSD-urile cu suport NVMe? Ei bine, datele problemei se schimbă un pic. Noul protocol NVMe oferă până la 65.000 de comenzi simultan, ceea ce duce la o paralelizare mai bună cu procesoarele cu mai multe nuclee și reducându-se la maxim latența. Acestea sunt în genere vânate de gamerii pretențioși sau cei ce editează foarte mult conținut video. Tipuri de memorie existente pe aceste device-uri. Există 3 tipuri de memorie disponibile pe SSD-uri în general.
SLC, Single Level Cell, MLC, Multiple Level Cell și TLC, Triple Level Cell. Despre prima categorie nu o să vorbim, aceasta fiind extrem de scumpă și în mare parte disponibilă numai pe unitățile de stocare, ce au nevoie de un ciclu mare de scriere-citire, cum ar fi serverele. Memoriile tip MLC, Multiple Level Cell, au o latență mai ridicată, adică mai mare decât în cazul SLC. Pot stoca mai mulți biți într-o singură celulă, de aici denumirea, și sunt mult mai ieftine. Acest tip de memorii le putem vedea în SSD-uri dedicate sistemelor de gaming sau celor ce editează conținut video, unde timpii de procesare sunt foarte importanți. Memoriile tip TLC, adică Triple Level Cell, sunt cele mai leneșe, cu un ciclu de viață mult mai mic decât în cazul celor menționate mai devreme. Acestea se regăsesc în mare parte în SSD-uri cu un timp de răspuns relativ ok și viteze de scriere-citire decente. Într-adevăr, sunt cele mai ieftine, dar ar trebui să țineți cont că un SSD cu astfel de memorii are un ciclu redus de scriere-citire a informației față de un SSD cu memorii tip MLC. Controllerul. Fiecare SSD conține un controller care constă în circuite electronice de legătură între componentele NAND ale memoriei propriu-zise și calculator. Controllerul este ca un procesor încorporat ce execută un cod și, părerea mea, este una din cele mai importante componente ale unui SSD. El execută următoarele funcții: detecția erorilor, detecția nivelului uzurii și realocarea blocurilor de memorie corupte. Fiecare producător poate avea propriul controller, cum este cazul Samsung, prin ale lor MGX, Polaris sau 3-Core Max, sau pot apela la producători ce deja au un istoric în domeniu, cum ar fi Marvel. Aici, din păcate, nu vă pot spune care este cel mai căutat, cel mai performant, cel mai ieftin sau mai știu eu ce altcel controller, pentru că părerile sunt împărțite în rândul utilizatorilor, ba mai mult decât atât, chiar și al celor ce fac review-uri unităților de stocare de tip SSD. Avantajele fiecarei categorii, păi nu mai are rost să vi le menționez, pentru că în urma informației din acest episod, cred că v-ați dat seama, fără doar și poate, ce SSD vi se potrivește. Dacă sunteți un creator de conținut video și doriți timp de răspuns cât mai mici din punct de vedere al procesării, atunci un SSD pe PCI Express și cele cu suport NVMe sunt cele pe care ar trebui să le vânați sau să vă îndreptați atenția. Pentru gamerii obișnuiți, un SSD pe slot M2 sau unul pe SATA cu memorii flash tip MLC ar fi mai mult decât suficient. Bine, aici e vorba și de buget. Dacă ai buget, îți permiți orice. Iar în cazul în care vreți să aduceți la viață un sistem cu o configurație mai veche sau un laptop de generație mai veche, atunci un SSD pe SATA cu memorii TLC ar fi un upgrade foarte bun. Cam atât despre SSD-uri. Nu uitați să lăsați un comentariu despre ce ați vrea să dezbatem, să descurcăm, să analizăm în episoadele viitoare, iar dacă v-a plăcut acest episod, apăsați butonul like. Dacă nu v-a plăcut, și butonul dislike este o opțiune, iar dacă sunteți aici, pe aici, pe la noi, în trecere, pe minunatul nostru canal PC Garage TV și vă place conținutul nostru, apăsați butonul acela mare, roșu, subscribe. Abonați-vă! Eu sunt gazda voastră, Mădălin, și vă doresc toate cele bune!